Bun găsit! Sunt Inga Stoian, iar pentru astăzi am stabilit o discuție virtuală cu Beatrice Pătrașcu, medic stomatolog la clinica Gentle Dentist. Te salut cu drag, Beatrice, și îți mulțumesc că ai acceptat această discuție. Bună ziua și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Subiectul pe care aș dori să-l discutăm astăzi este frica de dentist la copii. Fie că este vorba despre prima vizită a copilului la dentist, fie că a mai fost, dar poate a avut experiențe mai puțin plăcute, fie că este vorba despre anxietatea părintelui pe care o preia și copilul. Da? Frica copilului la dentist este un fenomen destul de des întâlnit. De aceea, cum facem astfel încât copilul să nu fie speriat de aparatele acelea stomatologice, de vibrațiile, de mirosul, de presiunea, toate asociate turbinei stomatologice? Dar, pentru început, aș dori să discutăm când ar trebui să fie prima vizită a copilului la dentist și cum anume îl pregătim pentru aceasta. Păi sunt foarte, foarte multe aspecte pe care ar trebui să le discutăm. În primul rând, prima vizită a copilului la dentist nu ar trebui să fie o vizită de lucru. Părinții trebuie să înțeleagă că prima vizită a copilului la dentist este o vizită de împrietenire. Știu că cu toții suntem grăbiți, toți am vrea să rezolvăm totul dacă s-ar putea ieri și să petrecem cât mai puțin timp într-un cabinet stomatologic sau într-un cabinet medical, mai ales acum în timpul pandemiei. Dar, în ceea ce privește copilașii, prima vizită ar trebui să fie o vizită doar de împrietenire. Adică copilul trebuie adus să se obișnuiască cu spațiu, să se obișnuiască cu recepția unui cabinet stomatologic, cu asistenta, cu medicul stomatolog, cu mediul de lucru, să observe aparatele, să înțeleagă că într-un cabinet stomatologic sunt foarte multe, este foarte multă aparatură, sunt foarte multe instrumente metalice cu care copilul nu este obișnuit, cu care copilul nu s-a jucat și nu a fost familiarizat până atunci. De aceea, părintele ar trebui să înceapă să pregătească copilul pentru vizita la stomatolog cu ceva timp înainte, și asta înseamnă nu cu o zi, două înainte, nici cu o săptămână, ci ideal ar fi cu 2-3 săptămâni înainte să înceapă să povestească, să citească despre vizita la stomatolog, despre ce se întâmplă într-un cabinet stomatologic, să înceapă să-i prezinte eventual o oglindă de consultații, o oglindă micuță, există trusele acelea de joacă, ne jucăm de-a doctorul, care au inclusiv instrumente de stomatologie. Și copilul, dacă începe cu mama, cu tata să se joace de stomatologul, nu mai este surprins de mediul nou, nefamiliar într-un cabinet stomatologic. Noi, în clinica noastră, în prima vizită a copilului, încercăm să convingem în primul rând părintele că nu trebuie să facem absolut nimic decât să ne jucăm. Ne cunoaștem, ne jucăm, copilul se familiarizează cu clinica, se familiarizează cu medicul, cu asistenta și se împrietenește și de-abia în a doua vizită lucrăm efectiv ceva în cavitatea bucală. De asemenea, părintele trebuie să înțeleagă că vizitele copilului în cabinetul stomatologic trebuie să fie scurte. Comparativ cu vizitele adultului, vizitele copilului nu trebuie să depășească 15 minute. Care sunt cauzele că totuși multor copii le este frică de dentist? Păi, în primul rând, anxietatea copilului nu poate să provină de la copil. Nu, copilul nu se naște cu anxietate de doctor. Anxietatea copilului legată de stomatolog provine în primul rând din familie. Părintele, fără să-și dea seama, probabil, se duce acasă după o vizită la stomatolog și povestește. Am stat pe scaun 2 ore. Am obosit, m-am epuizat de atâta stat pe scaunul stomatologic. Ce mesajul pe care îl percepe copilul este că la stomatolog stai până îmbătrânești pe scaunul stomatologic. Ei,
Bine, nu este chiar așa. De asta ideal ar fi ca încă de la apariția primului dințișor să părintele să înceapă să vină cu copilul în clinica stomatologică și să îl familiarizeze ușor-ușor cu mediul. Numărăm dinții, îi periem, ne jucăm de-a dentistul, ne jucăm cu jucăriile din clinică și astfel copilul va percepe vizitele în clinica stomatologică ca pe ceva plăcut, ca pe ceva frumos. Să vorbim de inhalosedare, da? De okay. Când o luăm în calcul. Inhalosedarea este o metodă foarte sigură, în primul rând. Știi că au fost nenumărate discuții în România despre sedarea conștientă sau inconștientă a copilului. Ceea ce vreau eu să lămurim este că inhalosedarea este una dintre cele mai sigure metode de sedare conștientă. Inhalosedarea poate fi folosită începând cu vârsta de 3 ani. Și ceea ce trebuie să știe părintele este că inhalosedarea este cea mai utilizată metodă de sedare pentru, atât pentru copil cât și pentru adult, folosită de către un medic care nu este anestezist. Adică orice medic, nu, chiar nu neapărat stomatologul, dar noi vorbim despre cabinetul stomatologic, poate să folosească inhalosedarea pentru pacientul anxios, pentru pacientul care are un reflex de vom exagerat, pentru copilul care, căruia este frică de halatul medical, de copilul căruia este frică de ac. Inhalosedarea este o metodă prin care copilul, cu ajutorul, am adus aici să vă arăt o măscuță, măscuță pe care o așezăm pe nasul copilului. Din fericire, această măscuță, de, cu ajutorul căreia administrăm amestecul de gaze, amestecul de protoxid de azot și oxigen, care are un efect ușor ilariant asupra copilului, asupra pacientului, această măscuță este foarte ușor acceptată de către copil, pentru că, din fericire, cam toți copiii fac aerosole acasă și sunt obișnuiți să poarte, să aibă o măscuță pe nas sau pe nas și guriță. Și dacă părintele povestește acasă din timp copilului că va merge la stomatolog și stomatologul are o măscuță pe care o pune pe nas și el respiră un aer ușor dulceag, copilul va accepta foarte ușor această măscuță. Avem în clinică măscuțe cu diferite arome, căpșuni, arome de fructe în general, mentă, vanilie, funcție de ce îi place copilului, cu ce este obișnuit, și administrăm acest amestec de gaze. Ce trebuie să știe părintele este că acest amestec de gaze este extrem de sigur. De ce? Pentru că nu putem niciodată să administrăm mai puțin de 30% oxigen. În aerul atmosferic, noi avem doar 21% oxigen. Deci copilul va primi în permanență o cantitate suficientă de oxigen și astfel nu există absolut niciun fel de risc de hipoxie. De asemenea, este o metodă de sedare conștientă. Noi vorbim în permanență cu copilul. Nu este o metodă de anestezie generală. Metodă care îi sperie foarte tare pe părinți. Cât timp își face efectul? Efectul se instalează gradual. Medicul controlează efectul pe care și-l dorește. În 2-3 minute gazul ajunge în sistemul circulator al copilului și se instalează efectul ilariant. Există anumite contraindicații? De exemplu, copilul care nu poate să respire pe nas. Nu putem să, măscuța fiind doar la nivelul nasului, ne acoperim gura, pentru că noi în cabinetul stomatologic trebuie să lucrăm în gura pacientului. Dacă copilul este un respirator oral, nu vom putea folosi această metodă. Dacă copilul este răcit și are căile aeriene obstruate, de asemenea, nu vom putea folosi această metodă. De asemenea, pentru copilul cu o boală pulmonară obstructivă, nu vom putea folosi această metodă de inhalosedare. Am înțeles.
și un ultim sfat din partea medicului stomatolog pentru părinții care ne urmăresc? Am foarte multe sfaturi pentru părinții care ne urmăresc. Nu uitați să vă jucați de-a dentistul acasă. Este extrem de important să îl familiarizăm pe copil cu ceea ce se întâmplă în cabinetul stomatologic. De asemenea, rolul părintelui este să-i explice copilului de ce este nevoie să vizităm medicul stomatolog, care este importanța medicului stomatolog și mai ales de ce sunt importanți dințișorii în viața noastră. Nu folosiți niciodată cuvinte negative legate de cabinetul stomatologic, de stomatolog. Încercați să fie totul optimist, pozitiv. Stomatologul este prietenul copilului care îl ajută să-și îngrijească dinții, îl ajută să-și curețe dinții, îl ajută să aibă o sănătate dentară bună. Nu, iarăși, extrem de important ar fi, nu trimiteți copilul la primele vizite în cabinetul stomatologic cu bona, cu bunica. Ideal ar fi ca părintele să fie prezent în primele vizite, până când copilul se împrietenește cu stomatologul, să fie prezent părintele și, de asemenea, noi încurajăm părinții să stea în cabinet cu copilul, copilul să-i simtă prezența, să știe că se poate baza pe... Părintele este acolo cu el și îl supraveghează în permanență. De asemenea, părintele ar trebui să colaboreze foarte bine cu medicul stomatolog. Dacă părintele știe că copilul este ușor mai anxios, nu reușește, de exemplu, să meargă cu el la pediatru sau de fiecare dată când are nevoie să îi recolteze sânge, este extrem de dificil, ar fi bine ca părintele să vorbească cu medicul stomatolog înainte de prima vizită a copilului în cabinet și cei doi să facă echipă și să stabilească un protocol prin care să aducă copilul în cabinet și să știe, să creeze o strategie prin care să reușim să ne împrietenim. De asemenea, ar fi important, ce fac eu de obicei cu părinții, îi conving să stabilească acasă un fel de semnal de alarmă cu copilul. Copilul trebuie să știe că atunci când deschide gurița și noi examinăm buzele, dinții, dacă ridică, de exemplu, mâna dreaptă sau mâna stângă sau face un semn părintelui, părintele poate să comunice instant cu stomatologul și stomatologul să se îndepărteze, să se retragă, pentru că copilul are nevoie în permanență să știe că este în siguranță în cabinetul stomatologic. De asemenea, rugămintea mea pentru părinți ar fi nu le spuneți copiilor detalii tehnice din cabinetul stomatologic. Nu le spuneți copiilor că a venit dentistul cu un ac lung sau instrumentele sunt metalice, gri, cenușii. Încercați să povestiți cât mai puține detalii tehnice, lăsați medicul stomatolog să îi explice copilului ce urmează să se întâmple. De asemenea, important ar fi pentru părinte să aibă în minte că noi suntem ajutoarele zânei mânseluțe, zânei dințișor, că noi suntem cei care ne dorim să ne împrietenim și să fim cumva prietenii cei mai buni ai copiilor dumneavoastră, să învingem cariile, să învingem teama de stomatolog, să alungăm tartru, să salvăm toți dințișorii. Asta ar fi cumva limbajul pe care părintele ar trebui să-l folosească în permanență atunci când se raportează la vizita la stomatolog. Beatrice, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care le-ai oferit. Sper să ajute cât mai mulți părinți care au copilași anxioși sau înfricoșați de ideea de a merge la medicul stomatolog. Și abia aștept să mai avem astfel de discuții interesante.
Cu mare drag, mulțumesc și eu! Iar gândul cu care aș dori să rămâneți la final este: nu încerca să fii părinte perfect, pentru că nu există așa ceva, dar fii părintele de care are nevoie copilul tău. Mulțumesc! Pe curând! Mulțumim!